Kim Jong-un guvernează Coreea de Nord cu un pumn de fier, ceea ce înseamnă că și soția acestuia este sub control totalitar. Poate ați crede că dacă este de partea lui, aceasta are parte de o viață mai ușoară, însă acest lucru este departe de adevăr. Astăzi o să vorbim despre regulile stricte pe care soția lui Kim Jong-un este forțată să le respecte. 1. Schimbarea numelui. Este considerat ceva destul de normal ca o femeie să primească numele de familie al soțului ei atunci când se mărită, cu toate că unele cupluri aleg să nu facă asta din diferite motive personale. Nu este surprinzător că Ri Sol-ju a trebuit să-și schimbe numele atunci când s-a căsătorit cu Kim Jong-un, însă, cum am spus mai devreme, acest lucru este destul de comun, dar este surprinzător pentru că aceasta a fost nevoită să-și schimbe tot numele. Ați înțeles corect, ea nu s-a născut cu numele de Ri Sol-ju, de fapt nimeni nu știe care a fost numele său original. Guvernul din Coreea de Nord este incredibil de secretos atunci când vine vorba de prima doamnă din stat. Aceștia vor ca nimeni să nu știe nimic despre viața ei dinainte de căsătoria cu Kim Jong-un. Cetățenii din Coreea de Nord nu îi știu data nașterii și nici măcar numele pe care l-a primit la botez. Ri este măritată cu Kim Jong-un de peste un deceniu, iar acest lucru este un secret de stat bine păzit. Acest lucru este puțin bizar din moment ce în majoritatea statelor de pe pământ știm aproape totul despre liderii lor și familiile acestora. Zvonurile din Coreea de Nord spun că Ri Sol-ju este născută într-o familie de elită, tatăl ei fiind profesor, iar mama sa doctor. Însă, din păcate, acesta este singurul lucru pe care îl știm despre ea înainte de căsnicia cu Kim și nici măcar acestea nu sunt niște informații sigure. 2. Sarcina. Ri Sol-ju este ferită de ochii publici pe cât de uman posibil, iar acesteia nu îi este permis să fie văzută în timp ce este gravidă. Este o regulă foarte strictă și care trebuie urmată, dar mulți dintre apropiații familiei cred că este doar o altă scuză pentru a o ține izolată pe aceasta. De fapt, atunci când nu a mai fost văzută pentru luni de zile, publicul a început să se îngrijoreze, crezând că ceva oribil s-ar fi putut întâmpla cu ea. De fapt, s-a dovedit că Ri Sol-ju era gravidă, iar acest lucru presupune să stea ascunsă de public. Dacă credeți faptul că ascunderea în propria locuință a propriei soții este de necrezut, țin să vă anunț că nu este nimic în comparație cu locurile unde sunt ascunși copiii săi. Cea mai bună sursă de informații despre copiii lui Kim Jong-un a fost basketbalistul Dennis Rodman. El a vizitat Coreea de Nord în 2013 și a avut câteva întâlniri cu liderul statului. Rodman a declarat că Ri Sol-ju a dat naștere unei fete pe nume Kim Ju-ae, dar în ceea ce privește alți copii ai cuplului, se crede că mai există doi în afară de aceasta, însă nimeni nu știe cu siguranță numărul exact sau dacă aceștia mai au vreun copil. Probabil că și această informație este clasificată și se pedepsește cu moartea dacă este vândută presei mondiale. 3. Doliu. Știm că în majoritatea timpului Ri Sol-ju este ținută ascunsă de ochii publici, însă ea apucă să vadă lumina zilei câteodată. Una dintre atribuțiile sale ca soția lui Kim Jong-un este să se ocupe alături de el de afacerile oficiale. Asta înseamnă că din când în când Ri Sol-ju trebuie să verifice câte un parc de distracții alături de soțul ei, dar în majoritatea timpului excursiile sale sunt mai mult o aventură sumbră sub regulile stricte impuse de liderul suprem Kim. În Coreea de Nord este o tradiție să se aducă un omagiu liderilor decedați, iar din câte știm, venerarea liderilor supremi trecuți în neființă este o treabă foarte serioasă în statul totalitar Coreea de Nord. Astfel, Ri Sol-ju se ocupă mai des decât v-ați închipuit de organizarea omagiilor foștilor lideri. În afara suportului pe care trebuie să îl arate soțului ei, ea trebuie să acorde un maxim respect atât socrului său cât și tatălui acestuia, ambii foști lideri supremi ai statului corean. Kim Jong-un iubește să viziteze locurile de odihnă ale tatălui său Kim Jong-il și al bunicului său Kim Il-sung. Aceste locuri funerare sunt destul de sumbre pentru a-ți aduce soția, mai ales atunci când este forțată să nu apară atât de des în public. Aparent, Kim Jong-un are o definiție diferită față de restul lumii pentru o întâlnire nocturnă. 4. Modă. Din moment ce ajungem să vedem atât de puține imagini cu Ri Sol-ju, de fiecare dată când aceasta își face apariția, orice poartă, spune și face în public este analizat minuțios. Cu toate că este foarte rar văzută, Ri Sol-ju a devenit un fel de imagine a modei de-a lungul timpului în Coreea de Nord.
Stilul său s-a schimbat dramatic de la prima sa apariție publică, iar mulți cred că ea trebuie să respecte o sumedenie de reguli stricte care o obligă să aibă doar anumite ținute atunci când își face apariția. Risol Ju își accesoriza de foarte multe ori ținutele cu o broșă personală în locul celei tradiționale. Asta însemna loialitate pentru liderul suprem. Ea îndrăznește câteodată, cu unele ocazii mai speciale, să adopte stiluri vestimentare vestice. Nu se poate nega faptul că ținutele ei sunt superbe și la modă. De fapt, de cele mai multe ori, publicațiile mondene compară ținuta sa cu cea a icoanei modei regale Kate Middleton. În anul 2018, Risol Ju a făcut o apariție publică, rară, în timpul unei vizite în China. Oamenii mondeni au apreciat foarte mult ținuta primei doamne din Coreea de Nord și aceasta a fost comparată, într-un mod plăcut, cu prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan. 5. Curtarea. Chiar și înainte de a se căsători, exista o mulțime de reguli pe care Risol Ju era obligată să le urmeze. Atunci când a fost văzută pentru prima dată în compania lui Kim Jong-un, mulți oameni au crezut că este vorba de o simplă întâlnire sau că este doar o relație romantică. Regulile pe care trebuie să le respecte liderii supremi din Coreea de Nord atunci când vine vorba de o întâlnire sunt incredibil de stricte, iar apariția publică cu o iubită sau o amantă este de neconceput. Asta înseamnă că Risol Ju ar fi putut fi forțată să fie complet secretă până când totul era făcut public de către Kim Jong-un, iar aceștia urmau să se căsătorească. Aceste tradiții prenupțiale din Coreea de Nord au o istorie lungă, deci aceasta nu este doar o regulă pentru Kim Jong-un și soția sa. Prima soție a lui Kim Il-sung nu a fost niciodată menționată public pe tot parcursul vieții ei. Ea a fost mama lui Kim Jong-il, care a venerat-o și a prezentat-o în public după decesul acesteia. Însă, atunci când vine vorba de soția lui, Kim Jong-il nu a menționat niciodată vreo informație publică despre ea pe tot parcursul vieții lor. De fapt, comparativ cu fostele prime doamne ale statului corean, soția lui Kim Jong-un este practic un fel de celebritate pentru că știm de existența ei și a fost văzută în public de câteva ori. 6. Mariajul. Asemănător cu majoritatea lucrurilor despre relația lor, sunt foarte puține date făcute publice și despre cum s-au întâlnit Kim Jong-un și Risol Ju sau despre parcursul relației lor de după căsătoria oficială. Există o teorie conform căreia aceștia s-au cunoscut încă din timpul școlii, iar la acea vreme aceasta ar fi avut numele de Hyung Sang-wol. Unii oameni speculează că ea a trebuit să schimbe numele rapid pentru ca să poată avea loc căsnicia dintre cei doi. Totuși, un analist chinez are o idee diferită și una care are foarte mult sens. Nu este nimic secret în faptul că Kim Jong-il și-a condus familia cu un pumn de fier la fel cum a făcut cu Coreea de Nord. Atunci când liderul a suferit un atac vascular cerebral în anul 2008, a fost conștient de faptul că nu mai avea foarte mult timp de petrecut pe pământ, în ciuda faptului că mai avea foarte multe obiective de dus la bun sfârșit. O parte din planurile sale prioritare era să aranjeze o căsătorie pentru fiul său cel mic, Kim Jong-un. Se crede că prima regulă royală pe care Risol Ju a fost obligată să o urmeze a fost căsătoria cu Kim Jong-un. Unele surse afirmă că Ri și Kim s-au cununat în anul 2009, iar în anul următor aceasta a dat naștere primului copil. 7. Reportajele presei. Dacă sunteți obișnuiți cu tabloidele mondene care analizează minuțios fiecare detaliu atunci când două celebrități se întâlnesc, cum ar fi atunci când iau prânzul împreună, avem o veste proastă. Modul în care Coreea de Nord o acoperă pe Risol Ju este enigmatic, dar o să vedeți în continuare că intimitatea ei nu este chiar atât de respectată față de fostele prime doamne ale statului corean. Este datoria lui Risol Ju să stea în afara cadrului jurnaliștilor atunci când călătorește alături de soțul ei. Chiar și după căsătorie, atunci când oamenii voiau să afle cât mai multe lucruri despre ea, aceasta a fost instruită să urmeze conducerea soțului în fața camerelor de la diversele evenimente. Atunci când cuplul a vizitat un parc de distracții din Coreea de Nord, aceștia au fost urmăriți de camerele de filmare peste tot, însă păreau să fie concentrate mai mult asupra liderului suprem, pentru că Risol Ju nu apare de una singură, nici măcar într-o singură poză. Atunci când aceasta apare în poze alături de Kim, ea este instruită să stea doar pe fundal și să nu fie niciodată prin planul fotografiei. La început, presa din Coreea de Nord făcea referire la ea ca la un fel de camarad al lui Kim Jong-un, ceea ce este destul de generic pentru oamenii din prejurul său, însă acum ea este recunoscută drept prima doamnă respectată a statului, Risol Ju. 8. Moștenirea.
Păstrarea puterii în familie este ceva extrem de important. În Coreea de Nord, asta înseamnă că un moștenitor de gen masculin este esențial pentru a putea transmite moștenirea mai departe în familie. Se zvonește că primii doi copii al lui Kim Jong-un cu soția sa, Ri Sol-ju, sunt ambii de sex feminin. Este evident că acest lucru este inacceptabil pentru liderul suprem. Din partea lui Ri Sol-ju este de așteptat să poată să conceapă copii până când un moștenitor demn de soțul ei va fi născut. Nu este doar o regulă a loialităților din statul totalitar, ci rezultatul unui sistem de conducere ereditar guvernat de un singur partid politic. Este o interpretare strictă a tradiției patriarhale care necesită liderului suprem să aibă un băiat în familie demn de moștenire, indiferent de situație. În anul 2010, analiștii cred că a apărut în sfârșit primul fiu în familia lui Kim Jong-un. Bineînțeles că aceștia au ajuns la această concluzie datorită absenței lui Ri Sol-ju de lângă soțul ei la diferite evenimente. Totuși, acest lucru nu a fost confirmat pentru că unii sunt de părere că liderul suprem Kim Jong-un ar fi făcut publică nașterea unui moștenitor de drept al statului. Desigur că există întotdeauna loc pentru o a treia posibilitate și anume aceea ca Kim Jong-un să aibă un moștenitor de sex masculin, însă cu o altă femeie decât soția sa de drept. Este de asemenea acceptat ca liderul corean să aibă mai multe soții, în timp ce soției sale îi este interzis să arate orice nemulțumire cu privire la acest fapt. Chiar și tatăl său a avut câteva consoarte și nu ar fi fost deloc surprinzător dacă Kim Jong-un ar face exact același lucru. 9. Nunta. Spre deosebire de alți membri de profil înalt din societate care se căsătoresc, nu vă așteptați să vedeți fotografii care să o expună pe Ri Sol-ju drept o mireasă îmbujorată. Însă, cu toate că acest tip de informații sunt ținute de asemenea secrete, știm câteva obiceiuri de la nunțile tradiționale din Coreea de Nord. Sunt o mulțime de reguli stricte pe care mireasa trebuie să le urmeze cu strictețe în ziua nunții, ca de altfel în majoritatea evenimentelor din Coreea de Nord. Pentru nord-coreenii de rând, nunțile sunt restrânse și reprezintă un eveniment făcut din necesitate, iar cuplul este așteptat la muncă în ziua următoare. Însă, pentru cuplurile formate din cetățenii din elita statului, numărul invitațiilor și cadourile primite îți indică statutul social. Așadar, dacă Ri Sol-ju spera la o nuntă restrânsă și modestă, din păcate pentru ea nu a primit asta. De asemenea, cuplul a trebuit să stabilească data nunții excluzând ziua de 15 aprilie sau 16 februarie datorită faptului că atunci sunt zilele de naștere ale foștilor lideri totalitari din statul corean, Kim Il-sung și Kim Jong-il. Este total interzis ca orice nuntă să aibă loc în aceste două date. După ceremonie, mirele și mireasa sunt nevoiți să viziteze statuia lui Kim Il-sung, iar mireasa trebuie să-și doneze buchetul de flori acestuia. Cu toate că nunta lor a fost cu siguranță un eveniment luxos și extravagant, tradiția din Coreea de Nord impune ca în ziua nunții să fie legat de masa mirilor un cocoș și o găină vie care trebuie să fie hrăniți de către invitați cu ardei picant și curmale. 10. Cealaltă femeie. În afară de soția sa, mai există o femeie extrem de importantă pentru Kim Jong-un și regimul impus de acesta. Este vorba de sora mai mică a liderului suprem, Kim Yon-jong, și s-a raportat faptul că cei doi sunt foarte apropiați. Aceștia au crescut izolați și au împărtășit o mulțime de experiențe alături de familia lor pe care ceilalți copii ai dinastiei nu le-au trăit niciodată. Este o figură politică foarte importantă în Coreea de Nord, dar din moment ce este femeie, ea trebuie să se supună fratelui mai mare, Kim Jong-un. Kim Yo-jong este un membru cu rol de suplinitor al fratelui său în biroul politic. Ea are rolul de a crea o propagandă care să favorizeze familia Kim printre cetățeni și să arate lumii doar evenimentele pozitive ce au loc în Coreea de Nord. Aceste titluri și atribuții sunt impresionante pentru o femeie în Coreea de Nord, însă rolul ei este de a prezenta valoarea muncii asidue exercitată de familia dictatorului în folosul statului pe care îl conduce. Ri Sol-ju trebuie să se supună acesteia la fel cum Kim Yo-jong se supune fratelui său. Soția sa trebuie să arate că liderul suprem are și o parte sensibilă, în special atunci când este văzut în compania soției sale elegantă și feminină. Însă, dacă este vorba doar despre afaceri, acesta va fi însoțit în majoritatea cazurilor de sora lui mai mică, Kim Yo-jong. Ce credeți despre regulile stricte pe care trebuie să le urmeze Ri Sol-ju, soția dictatorului corean? Puteți răspunde în comentarii și nu uitați să apăsați butonul de like.
Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!